N-am pus cărămidă, prieten, Aline, cărămidă și eu omorâi, îmi dă fata. doar ca mesaj și îmi cer scuze pentru ce s-a făcut până acum. Mamă, deci îl dau afară pe forum. De ce mă lasă, mă, băiatul în pace, mă, n-are voie să vorbească. Dar nu, eu intru live și el vorbește de alții, care ăla-i scris în privat, știi? Să mor tu că ești la ea. Tupă. Gata, a început live-ul. Eu nu-l văd. Unde ești, mă, live, mă? Da, mă, a început Pe live-ul. Twitch. Când de doua braca am mesaj și îmi Auto. cer scuze. Nu mă interesează, mă doare pula. Doar zic așa că l-aud de pe el. E, uite, nu-ți dau nimic. Oh, bine ați venit înapoi aici. Eu nu-și da nimic. Bă, pă, mă interesează să văd aici. Ia. Mamă, zero persoane pe live. Ce mai șmecher? Nimeni nu mai are. Dau dracu ăsta mai încet. 4 persoane. Buenos dias. Bă, nu vă mai uitați, sau dați încet. Bine ați venit. Bă, Bă, la dar mine la tot voi se tot încarcă se live-ul vede pe alea Twitch, negre. înțeleg. Ce? Ăștia, bă, ești live să mor eu. Na, păi da, dacă tot sunt live, hai să facem și noi un karmit. Ine, ine. Bună dimineața, Mr. Alin. Bă, doar eu văd puncte de la negre pe ecran. Eu Oh! văd, da, alea negre. Și eu le văd. Am intrat și eu live odată. Bă, dar știi că e de la 5 punctele la negri? Da. De la porcările alea care le-ai băgat. Da, păi le fac acum, le opresc. De fapt, alert box-ul nu-l opresc. Ba da, l opresc și pe ăla. Și top donator, că nu ne interesează. Și acum ar trebui să nu se mai vadă deloc. 7 persoane în seara, bună seara tuturor. Cel mai șmecher băiat, majoritatea scriu acum ca să se vadă pe live sau ce? A, uitați-vă, Mercedes-ul ăsta. Bă, dar știi că e la 5 punctele la negri? Bă, da, voi vă auziți? Pe live, Da, că nu-mi nu duce. știu. Da, s-a auzit că s-a auzit atunci la mine. Cred că ne auzim. Cred că ne auzim. Adevărat. Stai așa că eu vreau să văd că mă aud, dacă vă auziți voi. Da, buletul morau cu cara. Da, Bă, mă, vă dar auziți și voi. A? Cum să nu? Să nu mă audă fort. Bă, dar trimiteți pe grupuri de FTA. Da, nu stau să... Hai dați, bă, Da? facem un karmit! Unde? Toată lumea pe live. Merge acolo, știi, la avion. Gata, boss. La aeroportul părăsit, San Fierro, da, te stai rog. că mai aveam o mașină. Vin cu 1057, merge de care scoiul meu. 1057. A, vin cu mâța aia, cadou, roți. Și acum crești. M-am șepe, crezi Bă, că dar e delay-ul mare, tare. Între mine și live? Da. Las că-l facem. Bă, la început și eu aici, nu știu, uite, deja un abonat nou, Andrei Tudo. Să trăiești. Ia uite la acolo pitire pe fundal. Meu. Eu s-a abonat dracu de. Dacă se fac aici 50 de like-uri, nu prea cred că se fac, dar dacă se fac, eu mai fac de astea autoplay să fac. Eu mai fac live-uri. Da, doar dacă se fac. Faceți Ia, bă. Păi dacă eu sunt TSF, trebuie să mă duc în partea aia. Mamă, iau pe Zii, 15 bă, să mă dau și eu jos de mașină dacă Îl vrei pe ID 40 de la tine? Hai că da. Nu-l vreau. Dau niște warn-uri pe live, așa? De ce? It's not possible așa ceva. S-a făcut e prea cuminte ca să ia warn-uri. Trei ăla să strească familia. Păi nu, erau rapoarte. Unde erau, mă? A. Vezi că acum am dovadă la tot. Te face forum, că și așa trebuie să le va pentru ședință. Ai cam 500 de 13 oameni Care, pe bă, live, băi ești nebun. Băi ești nebun, am 13 oameni pe live. Băi ești nebun și am 9 like-uri, bă, mulțumesc, bă. Bă, dar ce bine încep așa, știi, mama mea. Ce dislike, Hai acolo cu forume, putere în chat. Ce putere, bă, tu, crezi că eu sunt acolo, ăla, putere și alte fapte de la ăla cu hernie. Dar de ce că... te râzi de el? Ce? De ce te râzi de el?
Că e un boschetar fața mea. Nu sunt eu mare șmecher. Bă. Salutare, canguru. I-am trimis și eu un videoclip, știi? I-am donat un euro, știi? Și i-am trimis un videoclip. Să se uite, dar bă, ăla de pe canal, dacă tu ești cu soft close-ul la mașini. Și ce crezi că îmi răspunde omul? Că l-am disperat pe chat să se uite la donație. Și eu nu i-am zis absolut nimic și am martori. Și mă ia după aia că, a, că nu erai tu, că îmi pare rău. Sau nu știu dacă ai zis că îi pare rău. Dar tot ai videoclip de căcat, mă, pișpel. Păi, frate, îți plătesc un euro care pentru mulți un euro poate înseamnă ceva, poate nu înseamnă. Dar îți plătesc un euro să spui că de bici pe videoclipul meu, felicitările mele. Păi ești nebun că șeful meu de la lucru, fratele meu mă scoală noaptea la 1-2 în pula mea dacă lipsește un leu. Da mai minte un euro, frate, ești nebun. Sunt mort, mă. Serios, Jif, m-a trezit și azi noapte m-a trezit în pula mea la 10, fratele meu, că nu găsește nu știu ce lanternă, frate, și încolo el a luat-o și el a pierdut-o, futul. Asu e number one, dacă vrei spuneți. Asu este gay. Vorbim aici, bă, bani nu-i bani, bă, nu cântează. Că e un euro, că e un leu, e omul, e ban, frate. Banul omului, nu-ți bagi joc de el. Că zic că un euro sau ce pula mea e un ban, e ban, fratele, nu-ți bagi joc ce, de pe ce banul ești, omul. Ionuț, Daniel. Ce întrebare, pe ce live ești? Pe live-ul lui Trex. Bă, dar greu urci cu mașina asta. Nu, știi, tu scondici. Bă, ce-ai vrea că a făcut, nu știu, cred că Alinia a pus hand. Să moară măsă dacă nu alunecă în ultimul hal. N-ai zis că vrei zift. Păi da, dar nu să virez un pic dreapta și să plece de tot. Adevărat. Hai să-ți duc la aeroport. Îți urc. Ești cât aș cut-o. Nu dai got-o. A, bine că zici când dau got-o. Ne căcăm în el de roleplay dacă vreți. A. Rol pe-l vreo trebuie sau pită pe măs? Eu vine așa, să mă uit. Hai, că tile on duty. Haide-i. Îmi parchez și eu mățarul de Crăciun. 15 persoane. Hei, din voi astea 15, care are curajul și bunul simț să-mi dea o bere? Donați la un cont. Aline? A venit Bițului. Bă, donați în contul lui Ionuț Daniel pentru berea lui Laza. 19 oameni pe live, ești nebun. 19, ziua mea am dată de 19. Bă, fiți atent că fac magia. Salut tuturor, salut. Ai un nou abonat, mulțumesc. Nu pot să văd ăsta cu abonații că... Gen, când te abonezi să-mi dea o alertă că îl dezactivai, nu știu, dacă... Îl activez, vă apar niște chestii negre. Nu știu momentan să le fac, dar pe viitor sper să fie ok. Hai să facem aici un Carmit. Suntem la avionul de pe F11 pe lângă. Salut, squad-ul. Păi bă, dacă nu beți o bere, tot degeaba. Bă, ești prost? Ce? Ia veniți la mine. Ce? Eu sunt. Ia uită-te. Asule, stai. Hai că stai, Asu. Vine un care. Hai că te aude. Tilă, ia stai pe loc. Deci fii atent, dau click dreapta și îi dau un F și moare. Bă, ești prost. Mi-a durat cap. Nu știam asta. Daniele pup. Hai cum mai Bălan. Mulți pe live. Dă-n până mă reconect că nu-i vezi textura lui Bițu Power. Mai bine vorbim și noi frumos. Gabriel Cazan. E Bițu. Dacă vrei pe Discord, scrie, Bițule. Ce-mi place asta. Bro, mai faci Carmitul? Păi vino la Carmit. Antonio Florin, ești pe Veno? Ești pe Venom? Da, acolo mă joc. Bă, iar bă, cât ești mechere în meciul ăsta, dă-mă un... Iar faceți reclame la alte servere, mă, fut-o-vă ceapa în paștele mamii voastre. Că vin și... Bă, dar a cui e mașina asta, ID36? Zici și mie că nu am scroll-ul, m-am rupt mouse-ul.
Care da, m-a rupt. Ăsta ID 36 cine e? Tiberiu, vă rog sub. Bă, auzi ăsta aici, mă. Tiberiu. A fost, a renunțat. Păi dar de ce e on duty? Cum adică? Păi eu o să cu el. E bug vizual. Pa, Aline, tu câte mașini străzești? Una. Bă, dar nu vine nimeni, bă, la Carmit. Bă, alo, bă, gar. Vreți când bățești pe Mercedes? Carmit îți trebuie sau bere pe masă? Nimic. Ce glumesc, mă joc și eu pe server. Am luat creș. Bravo. Ofertă frate. Nouă. Ofertă nouă de Reveillon. 3 creșuri la 5 euro. Donați de 2 euro, noi luăm 3 beri. Ne. Bă, 1 euro cât e, mă, 5 lei? Paysafe, da. 1 euro cât e, mă, 5 lei? Toate le zici și toate le răstăm. Păi de 1 euro bei o bere. Bă, Daniel, hai să-ți facă în ciudă, ne face alocația, trebuie să... Hai, ei. O să puteți să donați mai mult. Bani de bere mai mulți. Ia uite, bă, cel mai frumos Mercedes. Ce, mă, asta e cea mai frumoasă mașină. Ce zici? Intru acum viața mea, te aștept aici. Salut, eu sunt Daniel, te iubesc, frate. Mulțumesc, frate, că mă iubești. Ce replică ai putea să-i dai? 10 minute. Ce ai vrut să zici? Ha, bă, ce ai vrut să zici? Uite, bă, aici, bă, mâță, bă. Ăștia și aduc Bugatti-uri, n-au ei treabă, Skyline-uri. Bă, chiar eu nu mi-am mai făcut nicio mașină de când am dat wipe-ul. Ești cu minte, da, nu-ți faci abuzuri. Tira are toate mașinile cu textură, uite și tu. Da, și înainte avea 2-3 înainte de wipe. Înainte avea 16 mașini. Da, chemați-vă și prietenii aici pe live când ne pregătim de Carmit. Și nu-mi fac nimic afară, să știi, papa, stai liniștit. Frumoasă bine, mașină, și pe ăla. Bine, vă puteți chema și prietenii. Eu nu vrei să ne vedem, vin aici. Chemați-vă aici prietenii pe live, că nu-i plăm. Oho, 599 de abonați, mai trebuie unul și fac și 600. Faceți, bă, rapoarte, că vă aduc eu aceea dacă vreți, dacă nu știți unde. În spatele grădinii. Să dați în PM la ID22. Ia stat așa, mă. Bă, auziți, puteți să vă aduceți și prietenele, că... Bă, dar chiar se vede bine pe live, nu? Nu știu că nu. Se vede, mă. 720-60 de FPS-uri. Bă, mai mult de atât nu. Nu am ce să fac. Abuz. Adică mai momentan nu mă pricep să le fac, că le făceam și mai wow. Dar momentan e bine. Da, hai, bă, care... să vină băieții aici. Dă duci și pe Discord. Faci live. Dă-și pe Discord pe story. Dă-i. Stai așa, că m-am raporte. Stai așa că am raporte. Stai că dau eu. Că două secunde pot să bag joc în bară. Cine dă o bere la Lazar are Armin 3 ani de zile, da. Pe local. Mai contează, important ca admin, dar unde nu contează. Am o țimit de când frumos, bă. Ne ținem prietenele fără telefoane, că face Daniel live și le fură. Oh, hai că da. Că mai frumos e 4-6 de mai. N-ai să vezi. 601 abonați. Bă! Nu e posibil așa ceva. Am luat mașina. La un cad de abonat dau eu la ghete. Sunt mortu că-ți luat mașina. Nu știu unde era. Unde e? Dă-ți ghete. Bă, dar la mașinile un... inutile... Cine e de 17? Asu. Respawn V1330. Story nu moare, story nu va muri niciodată. Că sunt alții hateri, rămân hateri. Că sunt alții proști, rămân proști. La un cad de abonați, Laza dă o bere. Laza se rade. La un cad. Mă dau o bere. Mă duc, fac live când ajung până la el și îl pun să se radă. La unde? La Bush. În locuri în care nu prea ai mai intrat de mult. Adică. Nu trebuie. Daniel, trebuie să vezi. Crezi tu? E 46 for life. Bă, îmi place 46 de mult, dar...
Nu, trebuie să mă duc să mai lucrez cu tirul ca să mai să fac bani. Că da, nu știu dacă se vede pe live câți bani am, da. Bă, a meu e cel mai frumos. Bă, unde e Brock, mă? Unde lipsește Brock, mă? O să revină. CSM Music s-a abonat la canal. Mulțumesc frumos. Mai primesc câte o notificare de asta, dar nu am ce să fac cu notificările alea. Nu mai apar pe ecran. Nu mai să facem karmitul să las live-ul și să deschid alt live după aia. Să-l păstrăm pe ăsta că nu are nimic, adică gen nu s-a stricat nimic la el. Și cum era înainte de încrăpanetul din 5-5 minute. Da, s-a rezolvat. Păi da, da, atunci m-am enervat și n-am mai făcut. Păi dacă ai de la Digi. Nu mă, nu șavel. Bă, uite mă de ce mă enervează asul. Și dacă îi dau jail, zice că-s nesimțit. E în staff, n-ai cum. Ești de gol. Hai că dacă eu n-am cum să-l fac. Am fost vara asta pe Discord cu voi și nu știu cine a înjurat comunitatea. Am pus de 12 ani pe acolo, reacția de Daniel a fost memorabilă. Te puf, dar nu mai știu cine ești. Eu mereu fac chestii memorabile. Ia stai mă să vedem cine ce. Bă, unde dracu e Taraba lui Bițu? Că nu-l văd. Auzi, bă, Andrei Filip a zis că donează pentru Robert. Hai, donează pentru Robert. Bă, ăla dădu glu la mașină cu elicopterul. Sunt mortu. Server roleplay, intrați! Lorenzo da Silva, Lorenzo. Și ești în staff. Îmi zici mie ce faci. Intrați pe story roleplay, că e roleplay. A luat creșul ăla. Dă-i mă gotul, place lăsă la mașină. Bă, unde da, se într-o care? Fel normal și de drept pot să iei o mașină cu el. Mai zic nimic. Dar nici nu știu dacă știai, dar asul e gay, un mare gay. Știam, Filip. Știm toți asta. Hai, donați pentru o bere. O bere face pe raza fericit. Nu, mă, nu donați. Țineți-vă banii. Pentru ce să băgați? Pentru o bere. Dați-i un pahar și vin lui Laza, nu-i dat. Laza e ciurditor. Mă piși într-un pahar și dai-o lui Laza. O pun la răcit și noi, nu-i treabă. Hai bă, dacă nu vin ăștia la karmite treaba lor, eu mă uit pe aici și dau un premiu, dau, bine, altul dă premiu, eu decât aleg ce premiu dau. Deci toată lumea să se așeze, toți să se așeze, să anunț cine câștigă premiul. Bă... Dau un respawn al? Nu mă. Adică nu dau, nu. Nu, că nu se știe mai. Ei, bă, că-s mașini pici așa, lăsate-am. Păi nu, dar lui Bălan nu-mi place. Filip nu câștigă deloc. Ăla nu că-i suporter. Stai să intru și eu, că... A, uite că mai sunt pe drum. Admin 5 euro pe local host egal 5 euro la Laza. Încetați cu ăstea, cu banii, că e cam aiurea un pic. Păi, bă, trebuie să facem și noi de o bere. Dar tu, numai tu să faci. Muncești. Și muncesc, dar nu mă ajunge. Nu beau prea mult. Eu nu fac niciun ban în momentul de față și nici nu voi face și nici nu mă interesează. Banii, ia uite-l pe ăsta, l-aduce cu elicopterul. Aia era mâncață și mașina legată de un cordon. Dacă e mafiot. Ăsta a venit rău. Cordon. Bă, m-ai dat idee de script ce să fac, bă. Stai să-l sune pe Ricea să facă Ricea. Nu, că nu mai vorbesc eu. Oho! What the fuck? Ce-i cu ăla cu elicopterul? Ne-am despărțit de copilul, minune. 14 like-uri, bă. E binișor. Bă, tu ești prost. Bă, tu ai văzut cum l-a adus, bă. Bă, ce mișto. Da. Era mai fain cu o linie DX. Am avut idee. Mare idee. Tot nu va câștiga Tiberiu, că e din Bikers. Eu știu deja cine câștigă. Eu. Laza câștigă. Mașina lui Popa cred că câștigă. Și pentru toți... Ia mă, care cum? Am dat 500 de ca. Măi, ce când ai dat bitul 40 ca ca? Da. Uite server roleplay. Bă, dar zi... Asta, că nici nu m-ai întrebat, acest karmit... A fost doar pentru design. Să-i dați și voi pachetul ăla. Hai că am făcut karmit!
Toată lumea acasă. Bă, fut-o-ți. Ia uite-l cât e de dobit. Care-i dracu' unde mă mie mesaj? Ia să vedeți cea mai spectaculoasă coborâre. Ali. Bine, mă, băieți, pronele calculator. De pachetul la băieți. Stai, mă, că sunt panou. Bine, bine, mă, băieți. Ia-l, bă, tuchile, că poți să-i dai. Să ce-ți, bă, că vrea Laza să lasă. Eu pot să-i fac mașinile, dar... Bă, hai să facem job, hai să mergem în convoi cu tirurile. Eu nu vin ca în blag. Dai să ne jucăm Eurotrack. Nu mă juc Eurotrack. Bă, v-ați cumpărat DLC-ul ăla de România? Nu. Bă, o să nu-i să nu-l cumpărați, că vă dați banii degeaba. Păi... E un căcat în pula mea. N-am văzut că fac live-uri ăștia. Bă, dar e un căcat mare, mare, mare de tot, frate, pe bune. Am dat 14 euro degeaba. Câte berlază. Bă, la 15 euro ce pachet e? Ce mașină? Ce fac, bă? 330. Coei, bă, că mi-aș pune calculator cum o scoasă bă Dex-ul și vrea să mă intre. Noroc. Dar ne-ai zis pachetul de 15 euro? Da. Și da, fără bani și da. Eu îi dau numai mașina, toate trei ele. Și că da, e oprit live-ul care a repetat un căcat de 100 de ori. Nu e oprit live-ul, încă merge. Ce pică live-ul că eu nu văd. Nu, știu. Hai că eu știu că mă duc la tir, dar nu mai știu ce parte e tirul, e în dreapta. Bă, e un moderator, va ceapă live. Tire, tu ai treabă. O să fie alt Carmi, dar după sărbători și o să fac și live pe el. Și vreau să fie, o să dau mai multe anunțuri ca să se vadă că, bă, să știe lumea că la gen vineri seara, la ora 10 jumate, să fie. Cred că în ultima săptămână de vacanță. Bă, m-am gândit la ceva, bă. Wow. Bă, coaie! Trecu iară. Bă, dacă s-ar face un server Ciucaș roleplay? Rapoarte. Le fac, stai așa. Nu pică. Știu că mulți au plecat de pe server că am scos păcănelele. Dar nu prea mai vreau să le mai bag pentru că înainte se făceau foarte mulți bani. Dați o bere, vă fac păcănele. Nu mai vreau Laza să fac păcănele. Da, am păcănele șmecheri, șmecheri, șmecheri. Da, Laza, le-am văzut și eu pe net, stai liniștit. Nu, alea mă, cu pariu, cu dublaj, cu din alea, roșu Bine, negru. Acum care vă uitați aici... Nu, bine mă, hai că nu. Dacă nu dă nimeni o bere, eu am ieșit. Bine. Donați da, pentru o bere să mai stau, nu donați, bine. Eu îmi luai job-ul, he, quit job. Trebuie să vedem ce zic ăștia prin comentarii. Băi, quit job. Unde mă prostul de Lazar? Și că-ți trebuie licență de condus. Dă-ți-o cu civil licență. Ce fac, mă? Patru ore jucate pe server, haide! Adu 5 beri că-ți dau R33, nu 32. E pe net, Laza. Ce? Sunt pe net toate. Am zis de R33, mă, nu R32, l-a cerut R32, îi dau, dacă îmi dă 5 beri, îi dau R33. Haideți să facem convoi cu tirul. Ele Laza din Kazan, cel mai mare beții. Dacă n-aveți jobul, nu știu, luați voi tirul la mișto. Ce comedie, frate, e omul ăsta. Andrei Fulpâ. Asta e Filip, mă, pistreatul. Fac burnout cu tirul. Adevărat. Hai, bă, care mai vine? Alin! Vai de pula mea, Filip! Stai că sunt în bară, nu mă bag în joc! Vine și eu, mă, dar să trimit cu ăsta. Na, hai să ne plimbăm atunci. Am o să fac o cursă până atunci. Vă luați tirul și ne vedem pe următoarea cursă. Bă, dar știi că eu am făcut jobul ăsta de tirist, după ăla de bus, știi? Și după aia, la o săptămână sau două, a început să apară prin toată comunitatea. Păi dar cum dracule, am mâncat scripturile. Se ia ușor, știe Laza. Ba nu e adevărat că se iau numai C-urile și S-urile nu se iau, din și pulă, ce? Dar mă, dacă,
Numai dacă faci tu S-ul și pula să-l faci, trebuie să fii un pic bun și tâmpitul de mocanul nu ar face cât e pula. Da, cu aia și s-au luat toți după ce am făcut eu. Și dacă le spui, bă, știi, ei comentează. Bă, nu vreau să intrăm în discuție, că totuși, las. În fine. Nu e vorba de asta, că dacă vrei să intru în discuție și asta, las, mai bine nu. Voi știți. Eu vreau bere, e bine? Tu de la magazin. Păi Milene, cine îmi cumpără? Bă, cine îmi cumpără o bere, are admin 3. Tu te bă la magazin. Bă, dar ăștia veniră cu mașinile, vere. Palade și... Bă, câte ceas, 11? Hai că eu mă pun să dorm în pula mea, că... Bine, mâine treci la muncă? Da, bă, tu mergi? Nu. Cum dracu? Așa bine. Să-ți fie rușine. E, dar stai, tu lucri, cred că 24 cu 48. Așa-i? Nu, 3 cu 3. 3 cu 3. Nu, eu cresc 2 săptămâni și 2 stau. Știu. De unde știi? Că mi-ai spus. S-a mai zis? Nu știu. Mă, cu aiar mi s-a blocat jocul. Bă, ce morții lumii. Dacă vrei să nu ți se mai blocheze, dă-l la o bere. Fac orice pentru o bere. Contactați-mă în privat. Chiar orice? Aproape orice. Legat de jocuri în pula mea de pe MTA, dar nu de altceva. Hai, coaie, s-a blocat jocul. Futu. Bă, de ce toată mi-apare ăsta cu proxy la MTA? Morților. Pișcă. Mergem cu tiro aici. Hai că fac ofertă nouă de 3,99 lei. Bă, care mai sunteți sunat bine? Duceți-vă și mai dați-l ăla că mai trebuie mașină. I-am dat la Borghimiu și bucat. La ID45. Bă, oricum serverul chiar stă bine. Astă seară chiar stă tu bine. Dacă nu stă pe bere, tot deja, bă. Ea s-au rămas implementat cu opa, bere. Stați un pic. Bă, dar decorațiunile astea pe stâlpul sunt faine, trebuie să le ciordesc. Bă, vere, bă. Bă, vere, bă, pă, chicasu, ieși, mă, frate, afară, mă. Ce-o făcut? Hai, bă, că asul nu știe decât goto. Auziți? S-a blocat tot. Bă, dacă dați o bere, eu vă fac rost de luminițele Laza, astea. Laza, gata cu a bere, gata, Laza, gata. Bine, noapte bună. Pa. Încercam și o să mai beau o bere, nu mă. Nu mai încerca, la revedere. Îmi dai tu? Nu, pa. Bine, mai noapte bună. Bă, vere, ce prost sunt. Eu mă duc să-i la blipul ăsta roz și trebuia să mă lua triunghiul de la Ciliad. Hai, că am înțeles. Hai că o colim. Așa, două și mai trebuie. Facui și 600 de abonați. Am și 15 like-uri, 17 persoane, un. Pune centura. O pun, Alexe, o pun. Bă, chiar îmi pare rău că nu mai apar alea când se abonează cineva și astea, că apar răpetele la negre, dar le fac eu. După live-ul ăsta vreau să, că cred că îl mai țin jumătate de oră. Wow! Cum se vede când intri cu ăsta în tunel. A, e prea mic și nu aveam voie cu el pe acolo. Ce joc de căcat. Sugio. După vreau să mă joc FIFA și la FIFA vreau să apară alea. Poate le iau și pe Kidal. Cum a zis care treaba. Pe unde ești, Doamne, pe la plajă prin lăsă. Mersi, Filip. Eu vreau să sară la 1000, dar nu se poate. Ia să căutăm și noi aici așa ceva să mergem. După copil. Bine, mă. Bine și mai.
Scania. Care copii, mă? Și că dacă prietenul tău te enervează și vrei să-i faci felul, veniți la carusel, pregătiți lumânările. Hai să da? Nu vă stai fei, Ladu. Da. Păi și ce așa? Bă, dacă nu vorbiți de mine pe live, să nu vă mai dea Dumnezeu bere toată viața. Ăsta nu-i sănătos la cap. Pentru că nu am cu cine să fac roleplay, că vreau să mergem cu cu tirurile și ăștia vin cu mașinile. Salut, good. Eu nu-s cel mai șmecher. Mersi, mersi. Dacă veneau cu mașini, dacă nu veneau cu mașini, puteam să facem roleplay și ne luam stație, ne puneam toți pe o frecvență și vorbeam. Dar am și o întrebare, Tilă. Am spus și eu acum vreo 4 luni să, cum îi zice, să se limiteze tirurile la 120, la 90. Păi mi-ai zis mie, mă, cine ți-a făcut handle, ia-ți aminte. Am spus la toți să vă ocupați de el. Nu mi-ai spus mie, pentru că nu eu mă ocupam de handle. Și în viața reală nu cred eu că ai tu tirul limitate la 90. Dar cu cât mergi cu tirul? Am și eu prieten la care lucrează cu tirul și văd că îmi face live. Păi cu 90 merge tirul. Maximul e 90, tu vrei? Da. Hai. Așa sunt limitate, mă. Fără mișto, așa e, Tilă. Au cifrurile sau nu știu până la urmă. Eu cunosc pe cineva de la care știu și eu, că altfel nu vorbeam. Uite, dracu, că mai merge. Nu-i lasă firma să depășească. Nu firma, așa ai făcut tirul. Păi și cum ăsta? Nu, știu faza, că ne-am explicat că are un prieten la mine din viața reală. Imediat îl sună șeful, că în mod, adică îl vede, apare acolo când. Aname. Ce că poate mă prind ăștia cu magnetul. Good boy, nu cred că ai cerut o averea și nu ți-ai primit-o. Adică mă gândesc că dacă... Opa. Stai bă acolo să viu și eu. Da mă că plec. Gârcit. Ne Hai. Vedem în San Fierro. Da, da, să te ajungi de vină. Ăsta, în LV, acolo, la ăla. O iau pe de-a dreptul, din păduri. Ne vedem direct la sediu de tir. Păi eu sunt mai prin spatele tău, mă. De-a rău, zicea. Invităm pe serverul F5M Story Roleplay România. Mai durează până facem și de F5M. Are el ceva gânduri. Vreau atunci, înainte. Ce acum vreau? Da, mi-e duce MTA-ul. Hmm? Da, mi-a duce mie MTA-ul, fără modul. Ție. Bă, dar ăla tău, bă, dar tău merge cu 120, era meu merge cu... Ce? Să-l modifică. Scania meu merge cu 90. Na, no, pe atunci am ieșit Scania. A, de aici abia trage, mâncați. Da, nică, astea te mai zic pe mine. Ce la sunt foarte mulți care au donat și după wipe au venit și au primit donația. Nu știu de unde dracu sunt atâtea nereguli cu chestia asta. Că bă, nu-mi primesc aia, nu mi-am primit aia, nu mi-a dat aia. Dacă voi nu veniți pe server să cereți și veniți să faceți gura aici, e treaba voastră, frate. N-am ce să vă fac. Eu, am dat și eu la toată lumea am spus, du-te vorbește cu ăla, vezi că ți-o va da băiatul ăla. Și tot așa și s-a rezolvat. Paul, iar mă scoase pe textul. Hai te pula mea cu ei. Că ți-ești pulat.
Abia trage scaun. Băieți, făceau acolo mic ceva. Stai bă în LV acolo că vin și eu. Băi nu, tu n-am zis că eu sunt în spatele tău, mă, nebunule. A. Da, eu de asta ziceam să mă aștept. Cred că pentru YouTube o să-mi fac ăsta, cum aici, un caracter pe care o să mă joc. Gen să încep de la zero pe el, să muncesc pentru tot. Casă, mașină, să fac afaceri, să fac roleplay și toate astea. Ca să fac videoclipuri, nu prea... Mă încântă. Ți-am dat e-mail-ul să-mi zici și mi-a părut, nu știu că vreau să mă împied. Bine, oam, după ce închid live-ul ăsta, am scris pe Facebook și rezolvăm. Bă, scuză-mă că cerea un raport de atâtui. Și nu știam cine e de 12, dar... Sună bine asta cu caracterul. Bă, nu știu, dar dacă vă place, dați și voi aici un like să facă și ele mai multe. Șezi, mă, că vreau și eu. Da, bă, că greșii da. Drumul. Întoarce-te înapoi. Mamă, bă, zici că-s cu mort. Și mă întorc acasă cu garda de fier. Nu, păi las tirul ăsta, îl iau altul, mai fac o cursă și după aia o să închid live-ul ca să încerc să repar alea și după aia fac unul cu FIFA și PUBG. Poate pe lângă facem și un PUBG sau ceva. Bă, să-mi dai și mie ceva să termină, că faci drop mereu. La ce, fac la eu, PUBG? Mă. Da, gen, jocul merge bine, dar nu știu ce îmi dropează, că parcă mapa, nu știu. Habar n-am. Are carcalaci la cap. Bă, asta cu drop frame-ul te ajut după aia, că și mie-mi făcea. Dar m-a învățat un băiat de pe aici cum să fac setările și am rezolvat. Trebuie să dai frame rate-ul ăla la maxim, trebuie să dai pe ultra HD. Pe extreme, da, măi, era. Da, la, măi, gen, jocul merge bine că le-ați făcut. Numai are el, draci. Gen ca și cum e la net și cred că net-ul și... Nu e că și mie-mi făcea la fel. Da, mă, frame rate-ul ăla e tigla. Bă, dar mi-au ca aminte când făceam înainte live ce mi se mai bloca live-ul de la net. Și cât de bine, și cât de bine merge acum. Ce aveai probleme? Aveai pe stick, parcă nu mai știu. Nu aveam pe stick, eram pe Wi-Fi conectat. A, da. Avea netul probleme, adică era o limitare. Bine, și acum... Am 1000 de mega, dar de fapt am 100 și când descarc cu 10. Telecom. Țeapă. Dacă site-ul Gamivo e legal, legit, bă, chiar habar n-am. Ce Gamivo, mă, ce mai zici ceva? N-am auzit niciodată de el. Dacă e site ăsta pentru jocuri cum e G2A, uzi, recomand G2A. Da, PUBG Mobile. Mă joc eu cu Poma PUBG. Dacă vreți să veniți la ăsta, la tir, de acolo mai fac o cursă. Îmi iau eu cursă și dacă e veniți după mine. Și la finalul, la sediu, vă dau eu 50 de K ca să nu fi venit degeaba. Dar doar ca să putem să mergem toți într-o parte. Bă, Dan, ce tir e la care l-ai tu, mă? Volvo? Iveco. Iveco? Las că-l limiteze. Ia, afectat exact cum merge acum e bine, doar că ar trebui să-i faci accelerația mai mică. Hai că ai pus să-i pilotul automat. Accelerația mai mică, aha.
Am avut și live. M-auziți? Îl fac exact cum e vor, da, te aud. Și am luat și creș. Exact direct da. Pe live. O să fie un pic ecranul negru până mă reconectez. Hai, Daniele, fă update-uri. Schimbă modurile, Daniele. Nu intri la moduri, mă, neapă. Ba, da, de atunci de la ce, că singurul... Băi, dar și mie îmi dă crash, mă, și nu-mi zice că e de la moduri. Dar nu, mă, mie îmi rămâne blocat. Păi și mie mi se mai blochează și asta. Uite, unul vine pe angle. A, uite cum le-a rămas ăstura. Dintr-o parte, mamă, zici că e tras în... Da. Nu rămâne ca nu. Ce setări ai să ne arăți și nouă? Ce la... Ăla vă arăt imediat după ce termin ăsta. Ia uite mă, iau și eu 100 în vale. Vă arăt după aia, după ce mai fac o cursă ca să pot să, gen, să închid live-ul. Mamă, ce fel să spawnat e râtă în față. Vedeți și voi acum cum se conectează pe un cont de owner. E, mai repede mă conectez. Uite bă, tiru. Uite-l bă pe Tila, bă. Uite-l bă pe Adrian, bă. Hai Adrian Tila, hai. Ce are, mă? A, normal că dacă ea stau cu frâna de mână în mijlocul străzii. Mario Georgian l-a teleportat pe Mike la mine. Mario, fac live, nu mai trimite. Bă, dar stai bă mai ușor, bă, că cotețul meu nu fugi. M-ai bătut la pula. Sale, Edi, salut. Cine este Baby Abi? Accesează canalul. 5 abonați. Încearcă să vorbești tu cât mai frumos. Că dacă nu, îți dau bloc. Dacă ai FIFA 20, bagi un meci, nu. Bă, era fain Euro. Dacă vine și vorbește urât, cum dracu vrei să te joci cu el? Haide, bă, unde-i sediu ăla? Sau trecui? Este aici. Auzi, mă, Daniel? Era fain să jucăm în... Ce? Era fain să jucăm în Eurotrack. În altă seară jucăm Eurotrack. Aia, păi jucam și eu, dar nu merge. Hai, ajunsă-și la sediu. Uite, bă, ăștia mă așteaptă aici încă 3 tiruri. Hai că presim că mi-au tot tirul ăsta. Da. Dar stai așa că îi dau eu edit din destii. Haide că au venit băieții să facem convoiul. Dar hai că le-au tot pe ăsta. Haideți băieții după mine să facem un convoi frumos. Da, hai să nu de... Ho, stai că nu se rupe stâlpul când aveam viteză. Unde trebuie să merg? Trebuie să merg în Los Santos. Haideți să mergem toți, limită 90. Bă, câte camioane, bă. Uite, bă, dacă ar fi... Păi nu mai e niciun camion liber. Dacă ar fi ăsta să vină atâția la Eurotrack, ar fi super bine. Hai să mergem și roleplay și... Să nu... Să încercăm să nu ne lovim, să... Mergem ușor. Frână! Stai că trebuie să ieși pe aici, nu știu cum. Hai că rămân fără baterie, nu mai pot să citesc. Merg spre Los Santos cu tirul, rusule. Da, câți mai sunt în spate? Că eu nu-i văd pe toți. Da, bă, eu până când ajung într-o intersecție, abia prin 40. Hai că trecui din greșeală pe lângă.
Bă, ăștia cu mașinile, măcar stați ultimii. Da, hai să scuzăm un pic roleplay-ul, că nu prea avem cum să mai ieșim de acolo. Hai, faceți și voi schema 2000-3000 și pe aia plecăm. Hai că restul se duseră în față. Cât bună, sunt, frate! Bine! Haideți toți pe aici, că greșit drumul. Cred că dai la toți 50 de caca. Faceți și voi poze, bă, ăștia din mașini pentru convoi. Adică gen pentru grup. Vine eu la ETS, nu jucăm în seara asta Eurotrack. Berkan Turku. A, zic că nu depășim 90, dar eu mă duceam. Tu te duceai cu 120, iar eu merg cu motan. Mergeam așa răpă că m-am răsturnat. Bă, dar suntem multe tiruri din câte văzui. Suntem vreo 5 tiruri, sau câte, că mai sunt în spate. Păi mai eram încă 2-3 în spate. Bă, 4. Cine e ăla cu mașina aia albastră, mă? Nu știu, mai suntem încă 4 prin spate. Stai mă așa un pic. Cine ai de 20? Stați un pic. Ia stai așa că s-ar putea să dau unul să-i dau și dai ăstuia, Jail 20. Jail 20, 15, non, RP. Și cine e ălălalt? La ăla vreau eu să-i dau. Ăla l-am primat. 42, Jail, 42, 15, 9, RP. Așa, haideți. Unde ești? În față? Da. Eu merg la 80, așa. Trebuie să ajunge prin spate pe la depozite. Bă, ia stai un pic. Dă în față, că îmi pare că eu sunt în față. Păi dă în față, vezi că mai suntem mașini în față. Cine râpă că intrase unul cu tirul în curul meu? Da, mă, că tu pe autostradă te oprești să stai. Nu înțeleg rostul tău dacă i-am zis să lui că facem roleplay. Omul a venit să stea în mijlocul străzii. Mamă, bă, dar cât sunt în cate așa? Pe depon. Hai că a intrat Turcu. Hai, Berki, hai! Ăsta e zgârcit, mă, ăsta nu vrea să plătească el vama, de-aia așteaptă. Ce țăran e. Dar toți, mă. Da. Ia uite, Aline. A, sunt deschis automat. Păi nu fu deschisă de mine. Bă, dar uit mereu să o las încet. Bravo, Aline. Eduard s-a abonat la canal. Mulțumesc, Eduard, frumos și mult. Bă, și astea doi abonați, adică, bă, dar... Sunt prea multe mașini lăsate iurea prin stradă. 22 de like-uri, 21 de oameni pe live, vă mulțumesc frumos. Suntem aici, ne strângem. Bă, mie nu vine să cred că n-am murit canalul, adică după 4 luni vin iar cu alt live și chiar intră lume. Bă, sincer mulțumesc, dar să-i făcui vreo 7-8 abonați, că să-i 595 când intrai. Iar mergi cu 120? Merg cu 86 la oră. Uite-ți că zi la 77. Că nu te mai ajung. Pe bune. Vezi că urcar, trebuie să mergi drept înainte. Treci de vamă și o ții drept. Da. Pe Bogdan Ahanei. Ce server e? Bădila e România Story Roleplay. Uite, mă, e ora 11. Sunt și eu pe server. Mult bine, man. Bravo, mersi că joci. Mă auzi, Tila? Te aud. Cream că nu mă aud. Hai, mă, ce face ăștia de prânează? E bine, uite, încă un abonat. Gamer Terrorist s-a abonat. Fiecare om să apese buton de like. Mersi, Edi. Spicy. Ai Spicy IT. Apasă toți like-ul, că mă susțin aici. Nu-i problemă. Bă, dar cred că greșit drumul, într-un fel. Ba, nu. Hai că mă dusă-i. Mi-ar să prea încet. Nu, că o dal greșit, trebuie să ajung în partea elaltă. N-are nimic. Bă, Berkie ăla sau cum îi zice mâncare. Bă, strică roleplay-ul într-un fel, dar... Măcar nu-mi făcut troll.
se izbită ăsta în parapet. Că a, tot eu n-o râpă. Da, mă, dar ăla nu făcut nimic, a intrat ăla cu tirul mine. Cine este administratorul? Eu. Pentru detalii ai Facebook-ul meu în descriere. Sau Discord-ul. Ia uite și pe Abraham, link-ul. Eu ăla pe contrasens, n-are. 24 de oameni, forță. Ia-mă pe unde trebuie să intru pe aici, mai în față. Trebuie să intru și pe aici, dar intru mai în față. Nu, no, trebuie tocmai pe în față, pe podul. Las că intru pe aici, ca să nu intru pe unde vrei tu. Am zis, mă, nebun. Uite aici vreau să mai fac un sediu de tuning, că văd că a rămas mapa făcută de Tudoran. Păi, dar nu este, mă, nu este coasta de est. Aici, în sediu ăsta? Da. Hai că făcui și eu un roleplay să moară musa că mai știu drumurile astea. Da? Eu ți-am zis, dar nu, Batman. Ce? Ți-am zis că trebuia să... Ia bă că ajuns la destinație. Ți-am zis că trebuia să... Ia uite, zici că ăia se călăresc. Așa. Hai, toți aici așa, toți în linii ne așezăm așa frumos. Facem și noi aici, să merg și eu aici. Hai, că ce linie, frate? Iancu, Andrei, aute ce aici. Bă, aia doi se pupă pe acolo. Hai, uitați, frate, ce e aici. Hai, uitați câte tiruri. 2, 4, 6, 8 tiruri cu două mașini. O, că mă calcă ăsta, Filip. Două. Da, cam atâta suntem. Hai, uitați, și bine, pe lângă 178. Get. Ce a făcut mâna asta? Trebuie să iei eu tiruri de aici. Deci sunt 2, 4, 6, 8, 9. 8 și cu ăla de acolo, dar nu știu dacă e cu noi. Frumos, da, convoi. Păi mi-a avut... Care mi-a furat eu? Bă, nu știu dacă la din partea e cu noi, auto, la cumpărat droguri. Hai să mergem să ducem tirurile, că eu cam atâta fac pe MTA în seara asta. Și cred că și mâine seară voi face un live. Oricum, intru și mai târziu, cred că în jumătate de oră intru iar live, că vreau să joc FIFA. Să văd dacă vă place, unde alta. Trebuie să ajungem înapoi acum... Trebuie să ajung în Lăvân. Ajungem în aceeași formație. Pera? Și eu. SV, vă rog. Dai că-i dau eu un SV. SV 11. Dacă o iau... Da. Haide! Știi ce? Trebuia să fac stânga acolo la vamă. Așa de fapt dreapta. Păi acum o iau pe acolo. O, dar chiar nu așteptam, frate. Ce ai pe cartoful ăla gen componente? i3-6100 de 3.7, parcă era GTX 1050 de 4 GB, 8 GB de RAM, 2133. Frecvență, nu mai știu, SSD 240, hardul tera. Bă, mergeți mai încet. Tu mergi mai încet, că ăștia sunt spatele meu. Bă, da, dar vezi că eu când ieși de acolo, făcui dreapta. Aha. Nu, și eu merg tot în față. O lărăs pe lângă apă. Hai că vin tiruri. Mâine faci cu GTA Online? Nu cred. Mai dă un convoi. Nu vezi că mergi cu 120? Bine, uite, o las la 87-88. Nu cred că mai fac convoi mâine. Ia uite, băieți. Hai, mă, intră în depășire, dacă tot îi baci.
Zici că dai cu 80. 83. Hai că ăștia în spatele meu și cum joacă bandici. Uite, avem PC-uri bune, dar puține FPS-uri. Adică. Ce fac, mă, citesc comentariile, dar mă duc în dreapta. Uite, ce faci, băi? Nu, că-i dau cu tot place lor. Mergi, mă, și tu partea dreaptă. La ce mergi pe banda aia? Da, chiar. Și vedrează, mă, bun pe prima. Ia uite, banda de urgențe. Meee. Bă, cum e, trebuie aia intră în depășire sau să plimbă așa la noi? Se plimbă cu noi, mă. Păi, dar nu poate să meargă într-o linie, nu poate. Păi nu poate, nu vezi că nu poate. Ce vrei să-i fac? Bercandăla are boxa sub mașină, dacă te uiți atent. Sub portbagaj. Omul nu are nicio treabă, cred că îi urlă manelele. Mai începe lumea să iasă, că e seară. Acum observai și eu. Dar suntem 42. Da, asta seară chiar stă tu serverul bine, adică ne-a făcut 50 de playeri. 51 sau 52. Ușor, ușor ne revenim, mă mai ocup și eu, mai băgăm un mod, una alta, dar moduri v-am zis, după sărbători, chiar nu am cum acum. Uite, au venit cu de-ala. Ai dreptate. Aici ai dat și voi 90, că e autostradă. Bine, nu aici. Aici e 60, vă zici și în dreapta. Dar aici, când faci în dreapta. Hai, că aici deja mi se pare aiurea să nu-i dau 90. Ia uite. Cine dracu e ăla? 4. Dede. Crezi că scrie Dedeman numele. Că veni și Balan cu Fly-ul, e jale la noi, știi? Da, consideri și tu că aia era o cioară. 2 din 8 admin, 3 din 5 suporteri. Da, bă, m-acuzau ăia de la alte servere că eu am 40 de suporteri în staff. Că eu am jumate din server, că ca Venom-ul. Ăia au playeri, ești nebun că ăia bagă 50 de suporteri. Că mi-a dus ăia minte. Uite, aș propune să facem facțiunea vânătoare, adică să mergem la vânătoare pe câmp și de-astea. Merge și la vânătoare, că îl îmbrăcăm pe Tilă în căprioară. La mașini ProTV, mă refer la meciul 311, nu știu ce, Daniele, mai bagi multe mașini la ProTV plus eu, te rog. Nu am băgat eu nicio mașină, nu m-am ocupat eu. Ce mă? Nu știu, mă întreba de dacă mai bag mașini. Uite, ăsta e mort pe aici, Mario Georgian, e afeca un duty că muri. Se lasă cu warnuri în seara asta. Bă, știi ce ar mai fi fain? Să mai facem un job de lemn. De pădurare, ale. Nu, că ești pe alt server. Și dacă e? Mai car, adică genul până mai acum, de Crăciun. Mai care un lemn, șoră, mai... Și vara se care lemne. Mai un brăduleț. Că le iei mai ieftin. Mai un brăduleț, a trecut Crăciunul. Da, așa mă, că e Revelionul. Da, facem bradul de Revelion. Dacă nu faci tu job, afacerist de detalii. Give money all 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nu! No! Mai dam așa. Era să dau 50 de caca. Bă, am fost mulți la convoi, chiar mi-a plăcut, adică nu mă așteptam. Și pe live am fost ok, adică yes. Nu pot să zic că nu, pentru bine și pentru 600 de abonați cât naiba să fim. Dar chiar vă mulțumesc pentru toată susținerea și acum da, suntem aici toți playerii. Ia uite și cu Dacia și cu toate alea și vrea cineva să vadă setările de la emulator. Ok, păi cam ăsta a fost live-ul. Ăsta a fost live-ul cu Metea și hai să bag ăsta în bară. Să vă dau display captură.
Și nu știu sigur dacă se vede. Bun. Deci trebuie să aveți emulatorul ăsta. Unde n-ai baie? Ăsta de la Game Loop. Vezi că tot pe joc e. Nu, urmează. Da, e delay-ul ăla. Dar stai un pic. Ah, bun. Folosiți ăsta. Eu pe ăsta îl folosesc, e super bun. Și chiar merge bine. Vă faceți voi alea în PUBG. Voi știți, dați aici în dreapta la astea trei linii, la setting. Ok, engine. Dați DirectX Plus. Astea toate bifate, anti ăsta Ultimate, memoria cea mai mare pe care o aveți, procesorul pe câte procesoare vă rulează sau core sau cum naiba îi zice, la rezoluție vă faceți voi, eu pe asta o am de la ecran, DPI-ul nu vă interesează și unde să fie sunetul. Dacă faceți ăstea nu vă mai dă niciun pic de delay, absolut deloc. Și după bine, în joc trebuie să-ți faci tu chestiile alea, să ai la unde ai opțiunea de extrem, ți-o setezi tu pe extrem. Haide să ne vedem toți așa pe live. Toți aici, băieții de pe story. Mă pun aici pe botul mașinii. Așa închei live-ul ăsta. Hai că îl închei dacă e. Bă, ce mă doare spate. Uite, așa închei live-ul ăsta. A venit și Gabur la noi. Mai faci și cu FIFA Live. Da, fac după aia, cam în jumătate de oră, o oră. Ce s-a întâmplat cu un principal? Parcă aveai mai mulți. Păi da, ca principal mai e doar Bițu, Vargo... Vlad. Și stai că nu mai știu cine e. Bițu, Vargo și Vlad. Atât. Restul au mai părăsit, au mai plecat, mai un alt. Și Tile, tot principal. Setările din joc, man, le-am arătat. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Daniel, lasă PUBG-ul, Andreas, las, le-am arătat băieților aici ce le trebuie. Deci vă mulțumesc că v-ați uitat și sper să ne auzim data viitoare și dați pe clopoțelul ăla, abonați-vă pe aici, dați like-uri să mă faceți ca să postez eu aici. Uite, 604 abonați, hai, ne auzim mai târziu cu următorul live, avem și 24 de like-uri. O seară plăcută pentru cei care nu mai intră. Ceau!